Nu e cazul ca eu să vin la Rapid în clipa de față, tot suferind pentru că Rapid nu poate face mai mult. Dar cei care sunt acolo să înțeleagă un lucru, au greșit anul trecut și al doilea au greșit. Și puțin pentru anul următor, faceți o mișcare și nu e cazul meu. Aveți un om care v-a ajutat când ați început acest drum la Academia Rapid și un om care e rapidist născut, nu să zicem pe drum devenit. Cine? Daniel Nicolae. Daniel Nicolae este, în clipa de față, era pentru Rapid ce nu este nimeni din toți cei care sunt acolo. La fel pentru niște orgolii de care tu pomeneai mai devreme, sigur, sunt oameni care au meritul lor că au contribuit poate la un moment dat la Rapid cu ceva. Dar nu e permis, nu este normal ca un om ca Daniel Nicolae care putea, sunt convins. El a fost elegant, a spus că Rapid asta o echipă formidabilă, sigur, a fost poate la două capete, n-are cum să nu promoveze, dar mă rog, asta e altceva. Dar el... Cu Daniel Nicolae Rapidul, dacă era în anturajul echipei și conducea din două poziții pe ciclu, ca președinte executiv, ceea ce ar fi mâncat mult timp, sau ca manager general al clubului, care se ocupe 90% numai de echipă, nu de probleme administrative. Dar deci nu e cazul că eu să am pretenție sau să vreau să mă întorc la Rapid. Povestea este că... Un pic, domnul povestea este că... Povestea este că de ceva l-a spus doar că trebuie să veniți. Toți cei care am trecut pe acolo, eu am spus și în dată o emisiune, toți care am trecut pe acolo am făcut și greșeli. Și am nominalizat și pe mine, și pe, Zota, și pe Sichitiu. Toți am greșit, pentru că Rapid la un moment dat s-a prăbușit. Dar s-a prăbușit din cauza lui George Copos, în primul cauza noastră. Că n-a mai dat bani. Pentru ce a făcut în 2008. Aia a fost anul care a prăbușit Rapidul. De ce? Ce s-a întâmplat exact atunci? Atunci a fost cu Taher Asocierea, când s-au cu sume exorbitante plătite la jucătorii care au venit și nu s-a întâmplat nimic și a rămas acel bulgăre zăpadă, s-a mărit da. Cu datorii care n-au putut fi suportate de nimeni. Deci asta e povestea, dar Rapidul în clipa de față, eu nu înțeleg un lucru, această tăcere a celor care conduc Rapidul. Poate au vorbit, eu ne-am auzit, da? Sau cel puțin să iasă să spună foarte clar. Uite, colegii din regie au încercat să-i sune pe conducătorii Rapidului, nu răspunde nimeni, poate, nici domnul Niculescu, nici domnul Angelescu. Dar povestea este că în momentul ăsta să spună foarte clar, asta e situația, da? Nu reușim să facem anul ăsta nimic, pentru anul viitor ne apucăm și construim de acum. Domnul, din imposibil, nu. Vă contrazic aici și dumneavoastră știți foarte bine. Vă dați seama ce fac suporterii dacă spui, domne, am greșit, nu mai avem nicio șansă la revedere. Așa să-i minți că, cu declarația astea pompoase că ne unim toată suflarea rapidistă, vom începe, da, am văzut că a declarat Iosif, antrenorul. Da. Acum să fim uniți ca niciodată. Dacă suntem uniți ca niciodată și să ieșim iarna în short și mai eu pe stradă, suntem uniți? Deci asta spun eu. Ce forță are Rapidul în clipa de față? Mă refer la echipa, la jocul echipei mereu. Că financiar stau foarte bine, am înțeles. Nu sunt probleme financiare. Deci nu e un club care să spune că, domnule, nou salarii plătite, dar forța, jocul echipei. Jocul echipei n-a spus nimic. Echipa dar vă întreb altceva, domnul Dinu. Dumneavoastră l-ați avut fotbalist pe Nicolae Grigore. E un băiat de un bun simț extraordinar, un băiat de nota 10, un băiat isteț. Dar mie personal mi se pare că n-are nebunia care se trebuie în Giurești, pe care o are și Mudică, pe care într-o oarecare măsură o avea și Pancu să motorizeze. Acea nebunie ține până la un punct. Deci Rapidul a făcut performanțe în Giulești cu antrenori mai echilibrați. Mircea Lucescu, Mircea Renic, Răzvan Lucescu, care au câștigat trofee, la ei mă refer, da? Sau Bergori, poftim, care a câștigat un trofeu în Giulești, o supercupă, un meci, da? Contează și aia, da? Deci nebunia asta ține pentru peluza aia care e fantastică, pentru oamenii ăștia care iubesc Rapidul, ține până la un punct. După aceea trebuie și echilibru, pentru că... Da, poate ăsta e punctul, domnul Dinu, că stau și mă gândesc acum, mă pun și în locul celor de la Rapid. Ok, au greșit, e clar. Managementul a greșit, dar sigur, nu cred că există cineva care să nu-și dorească acolo promovarea dintre conducători. Și au încercat, au mizat pe Nicolae Grigore. Dacă le ieșea, domnul Dinu, toată lumea zicea, mamă, ăștia-s genial, l-au luat pe Grig fără experiență și știe ce antrenor bun e. Nu l-a ieșit. Însă acum cred că întrebarea care se pune este cum rezolvi? Ai comis-o. Mai poți schimba ceva? Eu zic că foarte greu. Pentru că hai să presupunem că aceste două jocuri vor ajunge în play-off. Vor câștiga și vor fi în play-off, da? E cu acest lot se pot bate în play-off la promovare? Asta e întrebarea. Chiar dacă Daniel Nicolae a fost elegant, drăguț, diplomat și a spus că e un lot foarte bun, nu au cum să nu promoveze, ar fi o rușine, nu știu ce. Sigur, jocul nu arată nimic. Uitați ce scrie cineva, să citim și câteva comentarii. Temeș Gabriel spune nevoie de Dani Coman și de Daniel Nicolae. Poate fi Dani Coman o variantă pentru Liga a doua? Îl vedeți să vină? Nu știu, de el depinde foarte bine. Dacă Dani Coman vrea să vină Rapid, foarte bine, sau Daniel și cu Daniel Nicolae, dar nu știu dacă pot lucra împreună. Asta voiam să vă întreb. Depinde ce vrea Daniel Nicolae. Pentru că totuși, hai spunem în balanță, dragostea Peluzei pentru cei doi înclină total în favoarea Daniel Nicolae. E adevărat. Să nu uităm conflictul Dani Coma cu Peluza Giuleștiului. Da, atunci a fost o chestie și pentru că era și Bornescu acolo, era o luptă pe mai multe fronturi. O știu, eu am fost cel care i-am adus la Rapid. Am făcut-o tot în interesul Rapidului, pentru că tot atunci, apropo de Grigore, da. A mai fost o luptă acolo în cadrul echipei mental. Costin Lazar cu Grigore. Asta da? Nu știam. Costin Lazar a fost convins că eu l-am luat pe Grigore să nu mai joace el. La un moment dat am o discuție foarte clară cu el la obiect și am înțeles că nu are nicio legătură, că cel mai bun va juca. Nu e treaba mea, treaba și Mudică. Dar nu are nicio... Eu spun că nu știu dacă un conducător sau doi conducători care vin acum pot întoarce ei totul la 360 de grade, pentru că Rapid în clipa de față, eu zic că sunt probleme de lot. Lotul a fost construit greșit. Și aici întrebarea, l-au făcut cei de la birouri? Numai ei l-au făcut? Cu expertiza lor, care eu zic că este sumară. Atât Angelescu, cât și Nicolescu. Burcă, poate e cel mai experimentat acolo și care putea să aibă un alt cuvânt de spus legat de construirea acestui lot. În rest, nu cred că vreun antrenor a fost Angelescu, patronul clubului, trebuia să facă orice, atunci să limpezească lucrurile, să dea atribuțiuni foarte clare celor de acolo. Dacă el simțea că Burcă și Daniel Nicolae nu pot lucra împreună, trebuie să ia o decizie, dar acum vorbim corect. Daniel Nicolae e mult mai important decât Burcă a fost pentru Rapid. A fost și este în clipa de față. Stați, domne, Burcă are 20 de meciuri la Rapid. Nu putem vorbi. Eu știu cum a venit Burcă, un băiat la fel de bun simț care știe fotbal, dar putem să punem la rapidiști. Și atunci... El e dinamovist, de fapt. E campion al României cu Dinamo în 2003-2004. Da, foarte bine. Dinamovist, rapidist, important să fie foarte bun profesionist unde este pus să facă lucrurile.